anunța neme de ultimă oră. Cod galben de ploi, vișeli și grindină în România țara noastră se pregătește să înfrunte o schimbare drastică a vremii, pe fondul unui avertisment emis de către specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Specialiștii au anunțat cod galben de ploi, vișeli și grindină în România. Avertizarea meteo de cod galben este valabilă în intervalul 29 august începând cu ora 02, până la 29 august, ora 12. În cadrul acestui interval de timp, accentul va fi pus asupra regiunii de sud-vest a țării, unde se preconizează modificări semnificative ale condițiilor meteorologice. Conform avertismentului, se prevăd perioade de ploi torențiale, însoțite de descărcării electrice impresionante și intensificări rapide ale vântului cu rafale ce pot atinge între 55 și 65 de km ora. De asemenea, fenomenele vijeliei și grindinei nu vor fi excluse. Cantitatea de apă este un factor de preocupare majoră, cu așteptări de 25-30 litri mepe în intervale scurte sau prin acumulare, existând posibilitatea ca în unele zone să se înregistreze peste 40 litri mepe. Aceste cifre remarcabile pot genera riscul de inundații locale. În a doua parte a zilei și pe timpul nopții, instabilitatea atmosferică se va manifesta cu prioritate în jumătatea de vest a țării.